În ce privește dinamica lucrărilor și a cauzelor penale cu autori necunoscuți, la începutul perioadei de referință, în ianuarie, am avut în evidență 30.930, s-au înregistrat 4.611, s-au soluționat în total 3.327. Părerea dumneavoastră vis-a-vis de ce s-a întâmplat acum două zile legat de ridicarea numărilor domnului care a venit din Suiria de acum, din separat? N-aș putea să mă pronunț. Sincer, nu știu toate datele problemei de acolo și nu ce ați văzut dumneavoastră în mass media, asta am văzut și eu. Nu am ceva oficial ca să pot să mă pronunț pe ce s-a întâmplat acolo. Cei care au constatat au aplicat legea așa cum o interpretează fiecare. Legea se aplică la fel? Absolut, legea se aplică la fel. Contează de cum e interpretată de fiecare instituție, că e din Iași, că e din Târgoviște? Sub nicio formă, dar atunci când aplică legea, oricare organ de aplicare a legii are, o citește și o interpretează, dar în spiritul legii. Nu interpretez, nu. Fiecare își asumă răspundere și eu sunt sigur că au fost făcute verificări. Nu știu dacă... Nu pot să mă pronunț cu privire, pentru că nu știu, n-am datele problemei.